Pe majoritatea arterelor rutiere ale gorjului s-a circulat în această dimineață cu viteza melcului. De vină nu a mai fost zăpada, ci vizibilitatea de numai câțiva metri. Ceața i-a făcut pe șofer să apese cu grijă pedala de accelerație a mașinilor, astfel riscau să producă accidente. Pe drumul european 79, de exemplu, abia se observau autoturismele venite din sensul opus de mers. Polițiștii gorjeni l-au recomandat conducătorilor auto să fie deosebit de atenți pentru a nu deveni victimele unor tragedii. În condiții de vizibilitate de redusă, le recomandăm conducătorilor auto să manifeste multă prudență pe tot timpul deplasării, de asemenea să adapteze viteza de deplasare și să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculele care circulă în fața lor. Rutieriștii atrag atenția că nu doar viteza redusă previne incidentele din trafic. Semnalizarea corespunzătoare a autovehiculelor este obligatorie pentru ca ceilalți șoferi să observe din timp eventualele pericole. Le reamintim ca o obligație atunci când vizibilitatea este sub 50 de metri să nu circule cu o viteză mai mare de 30 de km la oră în localități, respectiv 50 de km la oră în afara acestora. Să folosească lumina de întâlnire și proiectoarele de ceață. Meteorologii au atenționat încă de ieri pe Gorjeni că ceața va pune stăpânire pe numeroase zone ale județului.